Hei, salutare, prieteni! Sunt eu, Truly, prietenul vostru călător. Și ghiciți ce? Am o surpriză pentru voi! Astăzi o să învățăm împreună 10 lucruri interesante despre o țară vecină a României. Țara se numește Ungaria! Hai să începem! Ungaria se află chiar aici pe hartă, adică lângă România, și are ca vecini pe Ucraina, Slovacia, Austria, Slovenia, Croația, Serbia și, bineînțeles, România. Eu îmi doresc foarte tare să călătoresc în Ungaria. Am auzit că este o țară foarte frumoasă și foarte interesantă. Și vă mai spun ceva. Dacă ajungeți acolo, puteți să-i salutați pe oamenii de acolo cu Jono pot kívánok, care înseamnă bună ziua sau salutare. Drapelul acestei țări este alcătuit din 3 culori, adică este aproape asemănător cu al nostru, numai că culorile sunt puse așa culcat. Adică avem roșu, alb și verde. Roșu simbolizează puterea, albul simbolizează fidelitatea și verdele simbolizează speranța. Ziua națională a Ungariei, adică atunci când primește Ungaria cadouri sau când primește tort de ziua ei, este pe 20 august, adică vara, adică când este foarte cald. Adică vă dați seama ce tare e că ei sărbătoresc ziua națională când este cald și frumos afară. Mama mia! M-aș bucura foarte tare să fie și ziua noastră națională tot când este cald și frumos afară. Locurile și obiectivele turistice din această țară sunt foarte, foarte multe, dar importante avem lacul Balaton, care este un lac foarte mare, adică o mare mai mică, și orașe precum Debrecen, Sighet, Miskolc și Gyor. Mâncarea tradițională din această țară se numește guiaș și conține cărniță și paprika, un ingredient care a făcut celebră bucătăria din Ungaria. Dacă o să mergeți în Ungaria, o să vă așezați la masă și vă pregătiți să mâncați și o să auziți cuvintele Yo, it bagyot. Să nu vă speriați, pentru că asta înseamnă poftă bună. Cel mai vechi oraș din această țară se numește Debrecen și este recunoscut pentru arhitectura sa foarte, foarte frumoasă, adică are clădiri foarte interesante. Și ghiciți ce? Cândva, de mult, de mult, de mult, de mult, de mult, era capitala țării. Acum nu mai este capitala țării, capitala țării este Budapesta. Unul dintre cei mai mari magicieni care au existat vreodată pe această planetă se numește Henry Houdini. Și ghiciți de unde venea el? Din ce țară venea? Exact! El venea din Ungaria! Dacă o să ajungeți în această țară și vreți să vă împrieteniți cu oamenii de acolo, puteți să învățați de la mine, Trolicica Bombonică, formulele magice. În limba maghiară, mulțumesc, se spune Köszönöm! Iartă-mă, se spune Bocsásd meg! Te rog frumos, se spune Kérlek szépen! Și te iubesc, se spune Szeretlek! Hei, prieteni, astea au fost cele 10 curiozități interesante despre Ungaria. Nu uitați să mergeți să vizitați această țară și dacă vreți să vă împrieteniți pe viață cu oamenii de acolo, puteți să le spuneți la revedere în limba maghiară, adică Viszlát! Pe curând, prieteni, pe data viitoare, spor la călătorit și spor la joacă! Pa, pa!